Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț a organizat pe 24 aprilie 2015 și la Târgu Neamț Bursa Generală a Locurilor de Muncă, așa că încă de la primele ore cei interesați au venit să vadă ofertele. Acțiunea s-a desfășurat începând cu orele 8:30. Dacă scopul bursei a fost acela de a efectua întâlniri directe între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui job, cei din urmă s-au arătat dezamăgiți să observe că în jurul orelor 9 nu mai erau decât niște afișe. Avem un număr de aproximativ de 70 de locuri de muncă vacante. Marea majoritate a locurilor de muncă sunt în domeniul confecțiilor, muncitori calificați și necalificați. Mai avem câteva locuri de muncă în domeniul lucrător pensiune, respectiv ospătar, și alte servicii, cum ar fi strungar, frezor. Această societate solicită forță calificată și necalificată în acest domeniu. Noi mai oferim și cursuri de calificare pe care le vom organiza în următoarea perioadă. Avem în vedere un confecționar articole textile, un curs de patiser, cursuri de inițiere în limbi străine, germană, engleză. Că nu este, nu-ți veniți, nu s-a găsit aproape nimic. Sunt puțini locuri de muncă, puțini patroni, nu știu care e situația aici așa. Așteptați să fie organizare altfel? Păi cum a fost organizarea cu 4 ani la Casa de Cultură, era patroni în fiecare, vedeai inscripții în care meserii și cum și căutai și că le găsem. Noi care suntem trecuți de 50 de ani, unii avem meserii din anul ăsta care este întrebat acum. Deși au participat destul de multe persoane dispuse să lucreze în diverse domenii și dornice să-și găsească un loc de muncă, se pare că nu la fel de active au fost și potențialii angajatori. Vom trimite persoanele care solicită, avem locurile de muncă vacante și atunci îi vom redirecționa către agenții economici. Au alte activități și ei au venit dimineață și după aia au plecat. Ați găsit vreun loc de muncă care să vă atragă atenția? Este afișat, nu cred că, da, fac datoria și fac și dânsii datoria. Intrăm să vedem, măcar poate ne ia în evidență pentru viitoare locuri de muncă vacante. Deocamdată din ce este afișat, nu cred. Mai am câteva luni de șomaj, eventual, cu toate că banii sunt foarte puțini și nu ajung, mi-aș dori să găsesc un loc de muncă, dar din ce se vede, nu am nicio speranță deocamdată. Vă așteptați organizarea să fie una mai bună? Da, sigur că da. Așteptam, nu știu, ceva într-o sală mai mare, cu eventual cu agenții economici care au locuri de muncă vacante, să organizeze un mini-interviu la fața locului și cred că ar fi fost mai bine. Chiar am fost surprinsă. A fost anunțat la colegiul Ștefan cel Mare, am fost acolo, chiar am fost surprinsă când am venit aici. Doamna ne îndrumă unde știe dânsa, dar de aici până la o adevărată angajare mai sunt pași mulți de făcut. Ce domeniu v-ar interesa? Am lucrat în confecții ca ambalator, pentru că asta am găsit, dar am la bază un liceu economic, tot în cadrul altei sesiuni de șomaj am făcut niște cursuri de calificare operator-calculator, am mai făcut cursuri de calificare vânzător-ospătar și așa, dar nu mi-a folosit deocamdată la nimic, pentru că peste tot suntem întrebați de experiență, dar experiența unde să o facem?